Instituția prefectului a anunțat o prezență la urne a gălățenilor de 46,10%, în timp ce rezultatele parțiale ale Biroului Electoral Central au arătat o prezență la nivel național de 46,13%. Potrivit datelor centralizate la nivelul Biroului de Circumscripție Județean Galați, numărul participanților la referendumul pentru demiterea președintelui din județul Galați a fost de 241.350 de persoane. Dacă ținem cont de faptul că numărul persoanelor înscrise în listele permanente pentru referendum este de 523.528, rezultă că prezența la urne a fost de 46,10% în județul Galați. În ceea ce privește voturile valabile exprimate da și nu, ponderea este următoarea. S-au exprimat prin răspunsul da un număr de 212.593 de gălățeni, ceea ce reprezintă 88,08%, iar cu răspunsul nu avem 25.655 de gălățeni, adică un procent de 10,62%. Pe teritoriul județului Galați nu s-au înregistrat incidente deosebite care să perturbe procesul electoral. Numărul total al contestațiilor înregistrate în Galați a fost de 20, dintre care s-au soluționat 5, iar polițiștii continuă cercetările. În mediul urban, prezența la urne în Galați a fost de 42,23%, media pe țară fiind de 41,46%. Galațiul se situează astfel pe locul 21 în topul urban, iar în mediul rural prezența a fost de 47,96%. Media pe țară fiind de 51,61%. Cele mai mari procente ale prezenței la urne la nivel național s-au înregistrat în județele Olt, 74,71%, Mehedinți, 70,46% și Teleorman, 70,16%, iar cele mai mici au fost în județele Harghita, 11,56%, Covasna, 20,60% și Satu Mare, 20,23%.